Dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, în primul rând, vă reamintesc cât de minunați sunteți. În al doilea rând, facem citirea pentru momentul prezent, mai exact pentru vibrația cifrei 17. La nivel de cărți Lenormand avem barza, iar la nivel de tarot avem steaua. Este o vibrație bună, să spunem, o vibrație a unei zile sau a unei perioade în care putem respira ușurați. Barza este un element de aer, ceea ce înseamnă că ne aduce vești. Vești bune. Pot fi vești despre aflarea unei sarcini, pot fi vești bune despre o dorință care se poate împlini, despre un viitor mai bun. Puteți sub această vibrație să vă mutați cu locuința sau cel puțin să începeți planuri pentru a vă reloca, pentru achiziția unei locuințe, pentru că avem aici un cuib. Mai înseamnă o energie feminină, posibil mama sau cineva care ne ocrotește. În completare cu steaua sau în combinație cu steaua aici, care simbolizează speranța unui viitor mai bun, o dorință de-a noastră care acum este pe cale să se îndeplinească sau pentru care vedem luminița de la capătul tunelului, poate într-adevăr să ne facă să ne simțim bine, să respirăm ușurați, pentru că se întrezărește așa o soluție sau încrederea că putem realiza ceva. În relații, barza înseamnă o schimbare majoră, o schimbare majoră în bine, pentru moment, lucrurile să fie ușoare, fie line, fie să aveți așa o senzație că puteți duce la capăt ceva, puteți soluționa ceva ce a fost prăbușit anterior de energia turnului. Ce mai avem aici? Posibil să aveți de face cu o persoană înaltă sau cu o persoană care merge așa ușor legănat, poate cu capul ușor aplecat, poate cu cineva din semnul astrologic vărsător sau element de aer, dar și cu cineva din element de apă, pești, rac, scorpion. Barza mai înseamnă și deplasare. Puteți să faceți planuri pentru călătorie, pentru ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp, pentru unii dintre voi o călătorie de suflet, o călătorie inițiatică sau o călătorie care să vă împlinească. Este o energie și o vibrație foarte bună. Vom vedea cum rezonează în contextul cărților de tarot. Nu intenționam să o iau pe aceasta. Erau unele peste celelalte, dar iată că mi-au apărut. Absolut amuzant. Hilar de-a dreptul, le voiam pe acestea. Bun, dacă a apărut, a apărut. Hai să vedem de ce ne-a bătut la ușă sufletul acesta pereche. Deci, în acest context, într-adevăr, cu această combinație de cărți, într-adevăr, în relație, parcă se vede lumina de la capătul tunelului, parcă renaște în noi speranța că totuși putem avea parte de ceea ce ne dorim sau de o iubire de suflet. Pentru cei singuri, puteți întâlni acum pe cineva complet neașteptat, altfel decât voi ați alege în mod normal, mai neconvențional, mai netradițional, de ce nu? Steaua reprezintă un sens de predestinare, însă cu băgare de seamă vă recomand, dacă doriți să luați seama, să aveți totuși un nivel de pragmatism sănătos, pentru că următoarea vibrație va fi luna, care ne poate aduce iluzii, adică ceva ce astăzi să ni se pară meca, ceva ce ne-am dorit foarte mult să se îndeplinească sau să primim niște vești bune, ulterior să fie ca și când ne dăm seama că de fapt a fost totul în imaginația noastră. Nu este neapărat valabil, însă
Frecvențele acestea și secvențele în care arhetipurile sunt așezate au un sens. La nivel de influență astrologică, uite, dacă au vrut, astăzi cărțile vor să vorbească singure. Începutul și sfârșitul, casa 1 astrologică, casa 12 astrologică, percepția mea despre mine, relația mea cu mine și începutul meu, subconștientul meu. Casa 12 este o casă grea și profundă, este o casă a iluminării, casa pântecului, mamei, din nou, este o temă nașterii aici. Ceva poate renaște sau ceva poate naște. Puteți întâlni o situație nouă, poate cu aceeași persoană, poate cu cineva nou, dar o situație nouă, ceva așa cum nu ați mai trăit, să ia naștere acum. Și în casa întâi să fie vorba despre o persoană din trecut, un suflet pereche, care acum să vă vadă, să vă perceapă diferit, să realizeze din subconștient, din adâncuri, din forul său lăuntric, să vă vadă dintr-o dată într-o lumină deosebită, într-o lumină aparte, așa cum nu o făceau înainte, sau voi să realizați că puteți acum să spargeți niște tipare ale convenționalului și dacă vă doriți pe cineva care poate este ușor mai atipic sau dacă vă regăsiți într-o situație atipică, mai neconvențională, totuși aceasta poate funcționa. Barza vorbește despre ciclicitate, despre mișcare, lucrurile se află în desfășurare, trecem prin etape. Drept urmare, acum sunteți într-o etapă unde sunteți mai aproape de un rezultat dorit. Mai vreau să iau și cărticica verde, pentru că îmi plac mie foarte mult acestea. Afecțiune. Este o vibrație foarte bună. Se repetă, ia uitați, 12. Ori ora 12 este importantă, ori ora 3, ori data de 12. Foarte, foarte interesant. Avem aici o pisică. Din nou vorbim despre percepție. Am un desen, da, o ilustrație într-una din cărțile Luna. Sus, pe mal, este pantera și în apă pantera se vede, își vede proiecția ca unei pisicuțe. Exact așa să fie acum, fix invers, voi să vă vedeți dintr-o dată la adevărata voastră valoare, pentru că avem aici taurul care este senzual, să vă vedeți frumoși, să vă vedeți senzuali, cineva să vă vadă atrăgători, frumoși, senzuali. Să fie o ieșire neconvențională din zona voastră de confort. Cine știe, poate vă aranjați frumos. Asta mai vorbește Barza aici și despre călătorii. Să faceți o călătorie sau să vă programați un concediu în care să fiți ravisanți și posibil să aibă legătură cu un suflet pereche. Superbă energia. Haideți să vedem. La planul material, ceva se duce către viitor, există progres către viitor. Voi începe în curând și filmările pentru luna februarie. Am avut parte de o bucurie frumoasă zilele acestea. M-am reconectat puțin cu o prietenă de-a mea, care este unul dintre cei mai buni astrologi români. Are și ea un canal de YouTube. Are o coerență și o profunzime și o cunoaștere asupra lucrurilor acestea desăvârșită. Mi-a fost și mentor o perioadă lungă de timp după ce am absolvit cursurile școlii de astrologie. Aproape toți astrologii din România au urmat
aceleași cursuri ca și mine. Vă voi lăsa în descriere sau în comentarii dacă vă doriți canalul ei. Veți găsi informații foarte, foarte bune și precise acolo despre voi, despre cunoaștere. Mie mi-a adus bucurie și mi-a reamintit așa de niște lucruri de bază și esențiale care contează. Ia uitați, dragii mei, cum la nivel de relație ce s-a întâmplat sub vibrația lui 13 pe termen lung va aduce bucurie. De ce spun asta? Pentru că aici avem stelele, aici am stelele. Iar aici am realizarea, iluminarea, noutăți care vin spre mine, lumina de la capătul tunelului, pajul de spade și judecata, renaștere din nou, două arcane majore care îmi spun renasc. Din propria cenușă, renasc pentru că am lăsat în spate ceva, renasc pentru că am înțeles ceva. Unii dintre voi încheiați clar, posibil, această relație de trio amoros. Cu bucurie, există o ușurință în a vă îndepărta de o situație care nu vă servește. Posibil să ieșiți din această vibrație de trio amoros și să mergeți mai departe cu încredere și cu experiență, să primiți niște vești care vă deschid energetic drumul către alt potențial, către altă linie temporală. Există această transformare la nivel de relație a voastră cu voi înșivă, casa 1 și casa 12-a, suflet pereche. Fie înțelegeți ce a însemnat relația anterioară, relația prezentă, astfel încât să vă împliniți viața, pentru că aici am armonie în egală măsură și am bucurie. Am un sens al împlinirii emoționale. Judecata mai înseamnă și împăcare, reevaluare, reconectare, pentru că am acest element electric aici și electricitatea lui Uranus, care guvernează vărsătorul din cartea Steaua, mă reconectez cu cineva cu care credeam că totul s-a sfârșit, dar la un nivel mai profund. Poate amândoi acum realizăm ce este cu adevărat important, pentru că am trecut prin niște situații de viață care ne-au făcut mai înțelepți și mai empatici. A fost un risc asumat, sau poate alții dintre voi riscați, vă asumați o relație neconvențională de trio amoros, pentru că momentan doar așa se poate. Trei de băte, luați o hotărâre, indiscutabil, să mergeți înainte. Aveți deja informațiile la îndemână, dacă nu le aveți, acum le descoperiți, dar cumva în voi există deja această hotărâre. Sufletul vostru, mintea voastră au hotărât. Voi mai aveți să acționați. În egală măsură, voi vă uitați către cineva, iar cineva se gândește cum să facă să se reconecteze cu voi. Cineva se gândește clar la voi. Există aici o persoană care își face temele. Ori vă urmărește de la distanță, stă în umbră și vă urmărește. Pentru unii dintre voi și persoana aceasta este urmărită de cineva. Iar pentru alții dintre voi pur și simplu este disponibilă și vă urmărește cu interes și cu atracție, vrea să revină, dar știe că trebuie să o facă într-o altă formă, într-o altă manieră. Pajul de cupe vorbește despre intenția clară de a reveni, de a-și face simțită prezența la nivel emoțional.
această combinație de cărți spune că există intenția și există și acțiunea. Se pregătesc, sau poate universul aici prin judecata pregătește terenul pentru ca voi doi să vă întâlniți. Cert este că această persoană clar are intenția de a reveni sau de a vă vorbi sau de a vă căuta cu inima deschisă. Pentru unii dintre voi au rămas aici niște lucruri deschise pe care vor să vi le spună. Șase de spade, vor să vă spună de ce s-au retras, pentru că au fost nevoiți să se retragă. Au avut într-adevăr o alegere de făcut, dar a existat o conjunctură care i-a împins sub o formă sau alta într-o altă direcție de parte de voi. Pentru cei singuri, este un moment bun să vă planificați poate o vacanță sau să faceți voi niște lucruri potrivite pentru voi, pentru a vă întâlni sufletul pereche. Vibrația pe care o simt astăzi este de fluturi în stomac și de mâini reci. Știți când vi se răcesc mâinile? Atunci când ai o stare ușoară de disconfort. Ei, așa se simte și această persoană. Are o stare ușoară de disconfort pentru că trebuie să dea niște explicații de ce a existat această întrerupere a comunicării între voi. Comunicare verbală, pentru că la nivel de comunicare mentală sau telepatie nu a existat întrerupere, să știți. Ce este cu 3 de cupe aici? Faetonul. Cineva trebuie să explice de ce a plecat sau de ce a încetat să vă mai caute sau ce a însemnat această pauză, ce a însemnat acest tip de comportament. Și Faetonul este o carte a deciziei, dar este o carte a deciziei și a acțiunii. Este o carte și de echilibru în egală măsură. Iar cineva aici vrea să vorbească. Cineva posibil să vă caute și să vorbească. Dacă nu vă așteptați acum să apară așa de azi pe mâine cineva cu flori la ușă să-și ceară iertare și să zică gata, stop, ca și când nimic nu s-a întâmplat. Nu, vorbim despre un început, da? Vorbim despre intenție care ajunge la concret. Sub vibrația acestei zile, sub vibrație de 17, aceste lucruri încep. Pentru că așa este corect. Se echilibrează energia dintre voi, se aliniază cumva totul astfel încât voi doi să intrați în energia justiției. Cine a greșit să își ceară iertare, iar cine și-a dorit ceva să primească dacă lucrurile sunt corecte și nu fac rău nimănui. Și preotul, clar. Clar, clar. Există aici o chestiune legată de tradiție. Cineva își asumă o responsabilitate de a face lucrurile să funcționeze corect sau își asumă un comportament corect și cinstit, pentru că aici există și o vibrație de am plecat mișelește sau poate te-am lăsat cu ochii în soare, efectiv, te-am lăsat când mai multă nevoie aveai sau poate nu ți-am dat nicio explicație, am dispărut fără urmă. Ei, această persoană clar se gândește cum să își explice atitudinea față de voi. Va exista în viața lor un eveniment sau un gând care îi va împinge către clarificare. Bun. La nivel de plan material, v-am spus că există progres, da? Ceva vă împinge înainte. Clar. Vă împinge înainte. Ați făcut prea multe sau aveți foarte multe responsabilități. Să începem cu începutul. La locul de muncă, pentru cei care sunteți angajați, oscilați și nu știți cum să faceți, să vă mai eliberați din responsabilități sau din lucrurile pe care le aveți de făcut, pentru că acestea nu sunt repartizate corect
La nivel de echipă, dacă sunteți singur angajat, atunci faceți mai mult decât ați agreat anterior și nu sunteți remunerat în consecință. Drept urmare, aici apare soarele care spune că poți să te eliberezi de responsabilități în plus, de conflicte, de ceartă, dar și de rivalitate, de concurență. Pentru unii dintre voi, aici este o reușită a unui examen, a unei probe. Treceți o probă care vă propulsează pe o linie profesională mai înaltă, să-i spunem, mai benefică, mai bănoasă, mai satisfăcătoare. Pentru alții dintre voi, deși ați ajuns cumva la capătul puterilor, nu aveți curaj să vă cereți drepturile. Vă recomand să aveți încredere în voi și să o faceți. Dacă vorbim despre niște conflicte la nivel de familie, pentru o moștenire, aici văd o ceartă. Văd că există un bun pe care toată lumea vrea să pună mâna și nu știți cum se va soluționa această speță într-un final. Această speță se va soluționa fie astfel încât să fie bine pentru toată lumea, părțeala să fie egală, fie dacă voi sunteți nedreptățiți, atunci să primiți ceea ce vi se cuvine. Dacă aveți ceva provocări de natură financiară și nu știați cum să ieșiți din ele, atunci este momentul să vă opriți puțin din îngrijorare, pentru că veți soluționa, dar sub o formă neconvențională. Faceți un drum sau poate cineva de la drum vă dă o idee sau poate are legătură cu drumurile. Există un drum aici care vă poate ajuta să ieșiți din acest impas. Pentru unii dintre voi, un parteneriat cu cineva, nu știu, dacă vreți vă cumpărați o casă, puteți să faceți un act notarial, să luați bani împrumut de la cineva, să fiți în acte, dar să aveți drept de uzufruct, adică nimeni să nu vândă fără nimeni, ceva de genul acesta, sau să găsiți forme neconvenționale, pentru că este un ciclu, adică puteți avea succes acum, mai ales când vorbește despre ciclul de tranzitare a lui Jupiter aici, care acum se află în berbec în casa întâi. Aveți posibilități să faceți lucruri cu încredere, pentru că veți găsi parteneriate, veți găsi susținere de la oameni. Uitați ce mi-a căzut. Acum le iau pe toate. Ați văzut astăzi, cărțile se lipesc efectiv de mână. Se repetă incredibil 3 de bâte de mai devreme. Nu citesc cărțile pe dos decât atunci când simt. Regina de cupe și cavalerul de bâte. Da, posibil să aveți de-a face cu cineva neserios, care a promis multe, dar care a făcut puține și atunci voi să vă simțiți la capătul puterilor. Mai departe, într-un context al serviciului, aveți aici persoane pe care poate nu vă puteți baza, munciți singuri la sarcinile zilnice, și aceste lucruri trebuie să se schimbe, pentru că în loc să primiți voi meritele, se împart la toată lumea și atunci iese această stare de conflict aici. Dacă vorbim despre familie și acea moștenire potențială, este ca și când cineva v-a lăsat pe cap cu o situație pe care nu știți cum să o rezolvați. Dar există aici o soluție care va apărea. Aici regina de cupe este însărcinată, deci va naște o soluție care este de natură emoțională, liniștită. Nu are sens să ajungeți la conflicte, pentru că puteți rezolva singuri. Ce mai văd aici? Va suna ciudat mesajul meu, dar văd pe cineva care vrea să adopte un copil
un copil ai căror părinți sunt căutați, neam este căutat, pentru a semna că renunță la drepturile legale asupra copilului. Veți reuși în acest proces de adopție în curând. Știu, spun și eu ce simt și ce mesaje decriptez, dezlușesc. Iar la starea emoțională, absolut minunat, minunat, dragii mei. Marea preoteasă, niște lucruri ies la lumină, ceva ce voi simțiți că este timpul să se întâmple, care are legătură cu un drum și Barza tot asta simbolizează. Un nou ciclu sau o închidere de ciclu. V-ați învârtit în cerc până acum, iar de acum înainte lucrurile se lămuresc. Vă transformați din miel în leu. Deveniți voi cel care are puterea și factorul de decizie în relație. Aici este bucurie, este relație și este uniune. Este căsătorie pentru unii dintre voi. Unii dintre voi s-ar putea să vă întrebați dacă încheiați o căsătorie și am aici judecata și preotul, pentru că cineva a plecat din relație și a moartea aici care spune că ceva se încheie, dar gândiți-vă și reflectați bine la această închidere și la acest divorț, pentru că este tot ce vi se putea întâmpla mai bun. În fața voastră este altceva înălțător. Înălțător, ceva predestinat vouă, ceva care să vă înalțe, nu care să vă coboare. Pentru alții, efectiv, aveți premoniții despre niște vești care vor apărea în viața voastră. Fiți atenți la ce visați, pentru că sunt vise premonitorii și clar le veți primi din suflet, sufletul vostru înalt, conștiința voastră înaltă, eul vostru supraconștient vă dă niște mesaje despre relația voastră, despre uniune, niște mesaje care vă bucură în legătură cu sufletul vostru pereche. Fie acesta se mută, se relochează, vine mai aproape de voi, fie cumva vă întâlniți, există o sincronicitate prin care vă întâlniți. Lucrurile sunt în mișcare. Toate lucrurile din viața voastră sunt în mișcare acum, cu progres și afecțiune. Se deschide ceva nou. Am 1-12. Aici văd un dor. Și pe cineva care realizează că a pierdut timpul. Cineva realizează că a pierdut timpul purtându-se imatur. Cineva își dă seama că s-a purtat imatur și că a lăsat durere în urmă. Și vedeți revenirea, toate celelalte cupe sunt prăbușite. Adică această situație de trio cumva i-a sfârșit. Și doiul de cupe intră în scenă repede, repede. Am cavalerul de spade aici, care vorbește despre iuțeală. Cineva ajunge la concluzia potrivită, în curând. Cineva vă urmărește de la distanță, v-am spus și mai devreme. Pentru unii dintre voi, acel cineva este căsătorit și la rândul are o teamă, pentru că cineva îl urmărește și pe el sau face lucrurile precaut de teama să nu fie descoperit. Pentru alții dintre voi, cineva realizează cât a pierdut prin a fi imatur. Oho. Foarte interesant. Am deschis citirea cu judecata și închidem cu judecata. Este o treabă ancestrală aici, cumva o karmă de neam, cumva o deprindere din familie, un obicei transmis. Este ceva transgenerațional,
predat mai departe energetic și celular von, pentru ca acest moment să fie folosit la evoluție și la regenerare și la renaștere. Faceți pace cu familia dacă vorbim despre moșteniri. Un copil vine pe lume, dacă asta vă doreați. Reușiți să finalizați un proces de adopție greoi, iar cineva realizează frumusețea pe care a pierdut-o, timpul pe care l-a pierdut. Cineva se înalță. Alții dintre voi, cred că ați avut o pierdere recentă. Sper să nu fie cazul, dar simt aici că ați pierdut pe cineva pentru totdeauna din planul fizic și sunteți un pic prinși în durere. Este un ciclu al vieții, începutul și sfârșitul. Este o călătorie pe care toți o facem prin viață. Posibil să fi fost ceva de tip suflet pereche, posibil o mamă. Luați-vă timp să procesați emoția, durerea, pentru că vă veți vindeca. Va fi bine, veți fi bine, să știți. Veți fi bine. Avem aici iubita. Deci, posibil, fie v-ați pierdut sufletul pereche, fie, după cum spuneam, o energie feminină. Iar dacă dumneavoastră, doamnelor, sunteți cele care au experimentat plecarea unui suflet pereche mișelește din viața voastră, atunci acea persoană va realiza pierderea și cât timp v-au făcut să pierdeți și câtă durere v-au cauzat. Și un copil. Și un copil. Un copil se naște. Sau dacă există printre ascultători doamne care au pierdut o sarcină, să știți că puteți rămâne însărcinate din nou și potențialul de a avea un bebe există. Sau poate cunoașteți pe cineva care a trecut prin situația aceasta și este important să le oferiți sprijin și suport. Talismanele. Norocul și miracolul. V-am spus că veți rezolva dacă sunteți sub o stea norocoasă aici. Ia uitați berbecul, casa întâi. Ceva începe pentru voi, dragii mei, care va fi de lungă durată. Va fi de lungă durată. Este un ciclu. Închideți ceva dureros pentru a începe ceva nou, din care ați învățat foarte mult. Foarte, foarte mult. Există aici vești care schimbă în bine lucrurile. În bine. De la bază, trebuie să vă uitați la bază, din nou, mă uit la frunza asta și îmi dau seama că ea va fi un mugur cândva. Și aici avem copilul. Deci, vești în legătură cu un copil, vești în legătură cu o nouă situație, cu o nouă. Veți avea parte de o noutate. Y aici poate fi privit așa, două drumuri se transformă într-unul singur. Sau voi să aveți o alegere de făcut dacă acceptați în viața voastră pe cineva din trecut sau dacă rămâneți pe o linie a durerii sau o luați pe o linie a noului, a reluării iubirii, pentru că miracole aveți aici, uitați steaua. Ca semne astrologice la relație, este foarte mult element de apă aici. Scorpion, pești, rac, toate deopotrivă. Avem predominant racul, predominant scorpionul, deci racul și scorpionul. Avem berbec, avem gemeni și avem vărsător.
Fie voi sunteți, fie aceste semne au o importanță pentru voi. La planul material avem pești, berbec, berbec, săgetător, leu, capricorn, săgetător, leu, energie de foc. Focul merge repede, lucrurile se vor derula repede aici. Iar la planul emoțional avem scorpion, avem leu, scorpion din nou, gemeni, săgetător, pești și leu. Mai am o carte și am încheiat această citire lungă cât o zi de post. Înălțare. Nu este prima dată când apare cartea. O situație care vă înalță, o situație care devine mai bună. Acesta este cuvântul. Iubire. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi aici cu mine. Vă aștept în comentarii. Să fiți bine și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!